Bună seara la toată lumea! Vă mulțumesc pentru, nu știu câta oară, anul ăsta, pentru tenacitatea pe care o aveți și îndârjirea de a veni la expozițiile organizate de Roman Art. Noi le vrem să fie cu totul deosebite. Dacă găsiți în ele de fiecare dată altceva, mi se pare un lucru meritoriu. Am plăcerea de a vă prezenta astă seară expoziția, nu a vă prezenta eu expoziția, ci a vă anunța expoziția domnului Mareș, Florin Mareș, pentru a doua oară în Galeria Roman Art și care este în cea mai mare parte rodul a 4 ani de muncă și de muncă asiduă. Este rodul a 4 ani de muncă și rodul a unei vieți trăite din care a scos foarte, foarte multe imagini undeva tezaurizate și care își au locul pe fiecare din lucrările expuse. Lângă noi este domnul Iulian Bucur, cel care îl cunoașteți, nu trebuie să vă spun, este doctor în artă, este critic de artă și director al muzeului de la muzeului de artă de la Bacău, nu? Aproape, sau aproape. Aproape, ei, în sfârșit. Iar aici este vedeta acestei seri, este domnul Mareș, care mie mi se pare nu numai titularizat ca vedetă, ci este un om uluitor, un om care își merită din plin toate sufragiile pe care îi le aducem. Mulțumesc mult tuturor celor care au venit, mulțumesc domnului Adamovici, care 20 de ani mi se pare că a fost prieten și a pictat împreună cu dumnealui, mulțumesc Romică Ștefan, care a depus un efort considerabil pentru organizare și pentru punerea în evidență a meritelor domnului Mareș. Mulțumesc Iosif Haidu, mulțumesc fiecăruia în parte, ce mai. Mulțumesc Teo, pentru că este prima dată când ne onorează, cel puțin anul ăsta, ne onorează primăria cu o prezență. Și acum aș vrea să dau cuvântul domnului Iulian Bucur și eu mă retrag pentru că sunt lucruri pe care vreau să le privesc și să le ascult dincolo de locul ăsta, care mi se pare mult mai încărcat. Trebuie să vă mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și vreau să vă spun că era o invitație pe care o doream. Doream mult să vin aici, pentru că sunt 23 de ani de când îl cunosc pe Florin Mareș. Atunci l-am văzut prima dată, atunci am văzut prima dată lucrările. Erau niște lucrări care nu erau pe șasiu. Erau niște pânze așa, care ar fi putut să și zboare, pentru că erau coborâte de pe șasiu și erau pregătite așa să fie fotografiate și văzute. Domnul Mareș era tânăr ca și acum. Era proaspăt ca și acum. Și cred că era un pic nemulțumit, cum probabil că e și acum. Era nemulțumit așa de tinerețea noastră, a celorlalți și a fiului său. La fel de talentat ca și el și la fel de talentat ca și noi era fiul său. Toți lucrau cu acrilice, iar Florin Mareș lucra mai ales cu uleiuri. Și cumva încerca să integreze printre zglobiele noastre acrilice frumoasele lui uleiuri. Să știți că ele reușeau, uleiurile sale, peisajele sale, reușeau să
cumva să desfacă lumea asta a tinerilor. Se întâmpla acum 23 de ani la Bacău. Se întâmpla cam atunci când a fost făcut autoportretul care v-a întâmpinat. Când ați intrat, v-au întâmpinat două autoportrete ale pictorului. Dacă nu le-ați băgat în seamă, încercați să le vedeți, să le comparați, să vedeți portretul artistului la tinerețe și să vedeți din nou portretul artistului la cealaltă tinerețe. Să știți că artiștii nu știu să îmbătrânească. De fapt, nu îmbătrânesc. De fapt, nu au voie să îmbătrânească. Au voie să se maturizeze, au voie să se cizeleze, au voie să arunce peste bord tot ceea ce este inutil și să ajungă la o anumită vârstă în care lucrările lor să poată naviga fără nicio opreliște pe marea asta care se numește pictura, pe care se numește arta. Eu am sentimentul că în acest moment lucrările lui Florin Mare știu să navigheze aproape singure pe acest ocean, pe care ne tot uităm așa și încercăm să-l privim și să-l scrutăm. Privirea noastră după lucrările lui Florin Mareș are așa o anumită nostalgie. Cu toții am vrea, poate să pictăm ca el, poate să avem un dar de la el. Oricum, astăzi avem cu toții privilegiul să ne aflăm în fața lucrărilor lui. Există mai multă terapie în lucrările lui decât în lucrările multor artiști plastici. Există multă terapie, pentru că eu nu cred că vreodată Florin Mareș a greșit cuiva. Am această credință secretă că nu există unul care să se fi certat vreodată. Iar această prietenie cu lucrările sale și cu dumneavoastră cumva transpare, cumva coboară din lucrări și vine spre noi. Nu există nimic care să deranjeze, nu este nimic care să fie ascuțit în lucrările sale. Toate liniile curg. E așa precum apa aceea lui Heraclit, precum lumea aceea lui Heraclit, în care toate curgeau. Aceasta este frumoasa și matura lecție a lui Florin Mareș. Faptul că există o vreme, există o vârstă în care le-ai lăsat pe toate dincolo și în galerie vin doar cele bune, cele frumoase și cele adevărate. Acesta a fost sentimentul meu și de fapt mă așteptam să fie așa. Atunci când am primit invitația de la curatorii acestui eveniment, de la cei care au avut grijă de această seară, am știut că voi veni la așa ceva, am știut că voi veni să mă fac un pic mai bun, să mă fac un pic mai adevărat și să mă fac un pic mai frumos. Pentru că lumea pe care ne-o dezvăluie, lumea pe care ne-o construiește Florin Mareș, este o lume a prieteniei. Fiecare erou de acolo suntem chiar noi. Aveți în această seară privilegiul să vă confundați cu un hornar, să vă confundați cu un bețiv, să vă confundați cu o lăptăreasă, să vă confundați, să fiți precum o țigancă care scoate apă. Aveți în această seară un privilegiu rar să urcați într-un iuj. Este un leitmotiv al acestei expoziții. Pe fiecare perete este măcar un asemenea scrânciob. Uneori scrânciobul acesta este cu scaunele legate, și urcați-vă în mod imaginar în acest iuj, în acest scrânciob și lăsați-vă învârtiți, lăsați-vă încercați să zburați împreună cu Florin Mareș. Iujurile sale sunt foarte generoase. Se învârte atât de repede încât ele însele încep să zboare și veți zbura împreună cu ele. Veți zbura împreună cu ele pentru că în lucrările lui Florin Mareș nu există negru. Uitați-vă, a aruncat peste bord, acum la tinerețe, a aruncat peste bord această non-culoare. Această non-culoare de care uneori tinerii artiști fac exces de zel, pentru că ei trebuie să spună repede și, într-adevăr, cu ajutorul culorii negre poți să spui repede lucrurile pe care le spui. Poți să tragi niște contururi care să fie ferme. Ei bine, la această tinerețe
al lui Florin Mareș nu mai e nevoie de negru. El are încredere în prietenia și în credința dumneavoastră și pentru că are această încredere nu mai are nevoie să mai spună cu ajutorul acestei non-culori, cu ajutorul acestui contur tăios să vi le spună cele pe care vrea să vi le spună. Uneori petele lui sunt niște pete miraculoase. Dacă vă veți apropia mai mult decât ar fi cazul de lucrările sale, veți vedea că dintr-o dată ceea ce ați văzut de departe a dispărut. Pentru că, de fapt, lucrările de pe aceste simeze, lucrările de la această tinerețe a lui Florin Mareș, sunt niște lucrări în care petele devin miraculoase. În care petele știu să se asocieze, știu să capete energia, astfel încât ele să se asocieze între ele. El are, pictorul are mare încredere în ochiul dumneavoastră, atât de înțelept, încât reușește ochiul dumneavoastră să ridice lumea asta de jos. În această seară, Florin Mareș este precum acel artist păpușar care ține niște păpuși, altfel ele stau pe jos. Dar când începe să-și miște mâinile, dintr-o dată toate păpușile se ridică în picioare. Ochii dumneavoastră în această seară ridică în picioare aceste pete. Altfel fără contur și altfel fără ochi, fără nas, fără gură, dar cu prietenia și cu credința dumneavoastră, toate aceste pete capătă viață. Capătă viață și punctele, liniile, spațiile încep să capete adâncime. Și dumneavoastră aveți privilegiul, împreună cu mine, să intrăm în aceste tablouri. Putem să stăm acolo și să ne simțim bine. Câte nevoie avem să ne simțim bine. Florin Mareș nici nu vrea altceva decât ca în fața lucrările sale, ca în lucrările sale, noi să ne simțim bine. V-am spus că există e un fel de medic secret, un fel de terapeut și lucrările sale astea și încearcă să facă, să alunge din această lume pe cât se poate cele care sunt rele, cele care sunt plictisitoare, cele care sunt violente. E o lume a prieteniei cu mai moldoveni, știu să zic. Și să știți că asta este o lecție de istorială pe care n-am inventat-o eu. Există așa numitul lirism moldav. Un lirism moldav care a început la Botoșani cu Ștefan Lucian și s-a continuat cu Nicu Enea la Bacău, s-a continuat cu Băieșu la Fălticeni, s-a continuat cu Adam Bălțatu. Ei bine, dintre acești liriși moldavi, aici la dumneavoastră, la Roman, împreună, alături de ceilalți pictori, dar mai ales el, Florin Mareș este un reprezentant secret și de bună calitate, de bună factură acestui lirism moldav. Pictorul nostru a fost toată viața un autodidact și se laudă cu asta. Multe lecții de artă, multe lecții de istorie artelor au fost aici forjate, au fost aici asimilate, au fost aici în această expoziție și în toată creația lui, au fost sublimate, astfel încât la sfârșit să avem această limpezime și această credință. V-am spus, fără credința dumneavoastră și a autorului, lucrările acestea nu stau în picioare, ele stau culcate. Dar pictorul și eu și dumneavoastră am venit astăzi chiar asta să facem, să ridicăm lucrurile, să le facem să zboare. Și ele știu să zboare, pentru că au această ușurință a multului exercițiu. Probabil dacă ar trebui să măsurăm, dacă Florin Mareș ar fi măsurat toate liniile pe care le-a tras în lumea asta, cred că ar fi undeva la capătul universului. Pentru că, de fapt, tot ce vedeți nu este altceva decât o poveste despre lumea frumoasă, o poveste despre univers, o poveste despre niște vânturi care se opresc în copaci, o poveste despre niște cântece care se opresc atunci când ferestrele se deschid. E o lume frumoasă de care aproape că nu mai există. Și alături de calitatea asta terapeutică, artei lui Florin Mareș, mai există și o calitate de documentare, de documentarist. Sunt absolut convins că peste 100 de ani sau peste 200 de ani, cineva va relua aceste lucrări și va zice unde s-a aflat această lume. Și eu sunt sigur că orașul dumneavoastră va supraviețui atunci când va mai fi, dar el va fi mereu, el va fi veșnic.
Dar dacă nu va fi vreodată, atunci lucrările lui Florin Mareș vor fi ca o amintire frumoasă, ca o amintire de neșters, ca o amintire indelebilă despre acest târg atât de frumos în care băcăuanii mei veneau cu trăsurile ca să participe la să vină la teatru, pentru că un teatru mai bun ca la Roma n-a fost niciodată nicăieri. Muzică mai bună ca la Roman n-a fost niciodată nicăieri și de asta băcăuanii mei veneau aici, se puneau în trăsuri, 4-5 trăsuri, una după alta și veneau ca să vă vadă, să vadă eleganța mare a acestui oraș. Și eleganța mare a acestui oraș cumva răzbate și este prinsă cu ajutorul pensulei, cu ajutorul cuțitului, uneori cu ajutorul degetelor, uneori cu ajutorul tocului de la pantof, mi-a mărturisit pictorul. Toată această eleganță a lumii vechi, toată această frumusețe a lumii vechi este aici descrisă, este aici aprinsă, este aici pusă și ea va supraviețui. Va supraviețui pentru că știu artele plastice să facă lucrul acesta, să facă despre lumile noastre să poată merge cât mai mult. Eu îi doresc pictorului nostru să rămână la fel de tânăr. Să rămână la fel de tânăr ca atunci când l-am cunoscut acum 23 de ani și când îi privea pe pictorii care foloseau acrilice cu oarecare îndoieli, el fiind un pictor al uleiurilor, al strălucilor pe care le are uleiul. Dar mi-a mărturisit că acum, la această tinerețe a lui, la această primă tinerețe a lui, a descoperit că și acrilicele pot semăna cu aceste culori de ulei. A descoperit tot felul de rețete secrete, pentru că autodidacții știu să facă lucrul acesta. Spre deosebire de cei care au învățat toată și după aceea au o rețetă pentru toată viața, autodidacții în fiecare zi descoperă ceva. Descoperă rețete secrete. Uneori, evident că vin și eșecurile, dar cel mai adesea sunt foarte multe bucurii chiar ascunse în aceste eșecuri. Aici nu vorbim despre așa ceva, vorbim despre bucuriile pe care ni le oferă pictorul și ne oferă multe bucurii. Încercați să stați în multele lucrări pe care ni le oferă, încercați să vedeți cum există un cer care unește toate aceste lucrări, există un orizont, o zare, o zare care le unește, o zare care le unește și face ca să existe un singur spectacol, care se numește și pe afiș Florin Mareș, pictură. Nu există niciun termen bombastic, există un cuvânt simplu, un cuvânt al unui meșter care ține pensula în mână, pictură. Și cred că orice cuvânt care ar fi fost acolo pus pe afiș, ca să strânească vreun interes, să fie ca un fel de ancoră, ar fi fost inutil. Ar fi fost inutil și poate ar fi și încurcat percepția noastră. Pentru că în această seară, pe simeze, pe pereți, nu este altceva decât pictură. Pictură curată, pictură pură, pictură sinceră. Pictura unui om care toată viața a crezut în el și mai ales a crezut în capacitatea dumneavoastră de a vă opri și a medita, și a gândi, și va agăța de lucrările lui. Lucrările lui nu sunt altceva decât ancore pentru ochii și pentru mintea dumneavoastră. Pictorii asta fac, pun ancore pe lucrările lor, pun ancore astfel încât să se creeze legături, dacă se poate, pe cât mai lungă durată, între om și între cel care privește și cel care a lucrat. Ei bine, dacă în această seară veți pleca de aici, având pe retină lumina lui Florin Mareș, dacă veți pleca având liniile lui Florin Mareș, atunci cumva gândul secret al acestei expoziții va fi și pentru dumneavoastră și atunci nu ne-am întâlnit degeaba și pictorul nu s-a îmbrăcat frumos pentru nimeni, s-a îmbrăcat pentru dumneavoastră. Așa că admirați-l pe el, dar mai ales admirați-i lucrările. Admirați-i lucrările pentru că veți pleca de aici, cum zic mereu, mai buni și mai frumoși și mai adevărați.
Adevărul acesta al artei este vizibil aici mai mult decât în multe alte expoziții. Și vă spune asta un om care a văzut multe expoziții în care e multă nesinceritate, în care e multă emfază și în care e uneori e multă laudă inutilă. Ei bine, această seară este o seară a sincerității. Vă rog să gustați această sinceritate, o sinceritate construită într-o viață. Gustați-o și luați-o și dacă dumneavoastră nu, eu sigur, în această seară am învățat ceva. Că e bine să spunem adevărul. Vă mulțumesc! Domnul Mareș, nu puteți scăpa. Oricum, mi-am amintit de o lucrare a doamnei Atena Simionescu, care era un panou cu foarte multe ferestre și fiecare conținea altceva. Nu știu, la dumneavoastră, o incizie pe, în amintirea dumneavoastră poate să dezvăluie tot ce cuprinde mintea dumneavoastră. Și bâlciu, și fanfara, și imaginile unor oameni care aparent sunt obișnuiți ai locului, dar care au depășit treptat toată treapta aceea de, nu știu, de umilință, sau nu de umilință, de în momentul în care sunt pătrunși de ceea ce fac, și măturătorul, și femeia care aduce lapte, și bețivul, și toți au parcă un traseu foarte bine definit. Bun, asta este, dar dumneavoastră o să ne spuneți mai multe. Maurice Utrillo a spus că dacă ar avea posibilitatea atunci când pleacă definitiv de pe pământ, să ia cu el o bucată de tencuială veche. Eu aș lua un bâlci anual cu tot, cu lanțuri, carusele, cu așa zisele circuri, care nu erau decât niște cortulețe amărâte. Aș lua tot ce cuprinde și dacă nu mi-ajungea câte o perioadă, cât ținea bâlciu, să observ tot, atunci dumneavoastră care ați avut ocazia să vedeți așa ceva, mi-a rămas în creier și în felul meu de a exista bâlciu. Nu înseamnă că dincolo e nevoie de bâlci. Este bâlci destul la noi. Și în el cuprinde zbaterea asta umană, ăla care stătea în soare sau câteodată și în ploaie pentru câțiva leuți, pentru pâinica lui. Asta m-a preocupat și asta aș vrea să, dacă am putere, să abordez în continuare. Mulțumesc familiei Păduraru pentru că a avut amabilitatea să mi găzduiască expoziția. Plus s-a mai presărat și cu mici ajutoare, cu chestii, înțelegeri. Dumneavoastră, familie, Mariane.
Mulțumesc. Nu în ultimul rând, aș vrea să dau microfonul domnului profesor Adamovici, care este strâns, activitatea dumnealui este artistică, este strâns legată de activitatea artistică a domnului Mareș. Au împărtășit, practic, aproape aceleași medii și aceleași surse de inspirație și atâta timp cât se mișcau și unul și altul cu bicicleta, cu, mi se pare, nu? Totul a fost poezia momentului și poezia locului și s-a transpus. Domnul Adamovici. Pare bine că m-am întâlnit cu domnul Mareș și noi ne cunoaștem de peste 40 de ani. Dânsul lucra la Danubiana, la fabrica de zahar, cum se numea înainte. Și eu aveam ore la liceu alimentar, de industrie alimentară a Danubiana. Și când aveam o fereastră, două, vineam la domnul în atelier, avea un atelier mare, frumos, luminos și mai adipat. Și lucram după aceea, după ora 3, mergeam și pe câmp. Am umblat prin Roma ăsta și în lat și în alt și unde vreți și peste tot. Ce vreau să vă spun? În cartea pe care am scris-o despre proarte, cenacul proarte, renașterea picturii romașcane, domnul Mareș ocupă un loc. Un loc însemnat acolo și titlul l-am dat permanența sau pasiunea căutării. Domnul Mareș este un pictor închegat, om de stil, profund, bine ales și ales într-un timp de, v-am spus, de peste 40 de ani. Ceea ce se vede aici e o întindere mai mare de cunoștință și de lucru a compoziționalului. Tot aici este compoziție, chiar și portretele sunt compoziționale, că și portretul poate fi o compoziție interesantă. Ce se întâmplă? Coloristica este fine folosită, foarte bine arcuită, totul e într-un iureș de lucru cu totul și cu totul deosebit. Domn Mareș, cum să vă spun, trăiește pictura. Este o realitate. El este un pictor adevărat, un om care nu umblă cu spectacularul, ci cu esențele de profunzime. În orice tablou de aici se vede un altceva, o altă pătrundere, un alt interes. Aici este o gamă întreagă de culori foarte bine conduse, foarte bine arătate. Este de cele mai multe ori o compoziție coloristică, lucru extrem de greu. Dintre ai noștri mari, Baba, în ultima perioadă a vieții, s-a ocupat de această treabă, adică de el a lucrat până la urmă, a ajuns la o simplificare extraordinară. Numai copiii, vorba lui Picasso, mai pot face așa ceva, adică o simplitate ieșită din comun. Baba lucra pe alb și pe negru în ultima fază. Știți, celebrul lui Rege Nebun, o capodoperă. Domnul Mareș, repet, este un pictor de studiu permanent și aici treaba lui nu se termină. O să vedeți, o să mai aibă o expoziție și să vedeți. Asta e. Și este o muncă sinceră, adâncă, pătrunzătoare și condusă de un fior cu totul la parte. Aici, la el, face bună casă fantasticul cu realul. Rar se întâmplă așa ceva. Fantasticul e perceput cu o erijare reală care dă de gândit. Adică chiar așa e, vrea să ne spună în viață. Și așa iese, de fapt.
Viața noastră e plină de minuni, dar noi, de când nu mai facem nu știu ce și nu știu cum, au venit panoramele astea care vor să dărâme cultura și religia și tot, rătăcim. Pictura lui Mareș ne readuce la ordine. Cam atât. Și îl felicit din toată inima. Bună. Și am spus să știți că întotdeauna mi-am la inimă. Există un cuvânt pe care îl spun gazdele, iar cuvântul acela este expoziția este deschisă. Expoziția Florin Mareș este deschisă de multă vreme. În această seară, acum, este în mod oficial. Așa că bucurați-vă de artă. Bucurați-vă! Mulțumesc!